De ce Dodon insistă la un candidat apolitic? Nu de atât dacă e mare patriot și pe bune vrea un candidat care câștige la Maia Sandu. Din cauza că ăsta politic nu-i prezinte lui pericol pentru parlamentare. Că el azi are negocieri cu pasul bine mersi. Și credeți-mă, după 7 coaliții în raioane, unde au făcut pasul cu PSRM, obiectivul la ei numărul 1 să fie coaliția PAS-PSRM și în parlamentul viitor. Deci iau astăzi deja mai multe negocieri cu Dodon, mă refer la PAS, partidul de guvernare, cel pro-european care vrea și Europa și referendum, uh-huh. E deja au mai multe negocieri cu Dodon decât pentru integrarea europeană, ca să înțelegeți. Ce înseamnă decât pentru integrarea europeană? Am direct pentru integrarea europeană, ei consumă, spre exemplu, 3 ore pe zi, dar pe negocieri cu Dodon 3 jumate.